Stanța a doua, primul spirit. Când se trezi Scrooge, afară era o negură atât de deasă, încât privind din pat, abia putea distinge geamul transparent de pereții opaci ai odăii sale. Se străduia să străpungă întunericul cu ochii săi ageri, când orologiul bisericii din apropiere bătu al patrulea sfert de oră, așa încât așteptă să bată și ora. Spre marea lui Uluire, clopotul greoi se auzi trecând de la șase la șapte, de la șapte la opt și tot așa, până la douăsprezece, după care se opri. Ora douăsprezece. Era trecut de două când se culcase. Ceasornicul nu funcționa cum trebuie. Probabil că un țurțure pătrunsese în măruntaiele ceasului. Douăsprezece puse mâna pe acul ceasornicului cu repetiție pentru a corecta acest ceas cât se poate de ridicol. Mica instalație bătu 12, după care se opri. Cum așa? Nu e posibil, își zise Scrooge, să fi dormit o zi întreagă și hăt până târziu în noaptea următoare. Nu se poate să se fi întâmplat ceva cu soarele și să fie de fapt miezul zilei. Ideea îl sperie în așa măsură încât se năpusti să coboare din pat și o bercăi către fereastră. Fu nevoit să răzuiască stratul de gheață de pe geam, ajutându-se de mâneca halatului, așa încât să poată zări ceva, dar chiar și așa nu prea putu distinge mare lucru. Reușea să vadă doar că ceața era groasă și să simtă frigul pătrunzător fără să audă vulva făcută de alergătura oamenilor, de agitația lor, așa cum s-ar fi întâmplat dacă noaptea ar fi înlăturat ziua și ar fi pus stăpânire pe întreaga lume. Era o mare ușurare pentru el, întrucât la trei zile după vederea prezentei polițe, plătiți domnului Ebenezer Scrooge sau trimisului său, și așa mai departe, ar însemna că rămâne doar o simplă garanție în Statele Unite, dacă nu s-ar mai putea număra zilele. Scrooge se urcă din nou în pat și se tot gândi, iar și iar, fără să poată pricepe. Cu cât cugeta mai mult, cu atât era mai nedumerit și cu cât se străduia să nu chipzuiască, cu atât mai mult chipzuia. Fantoma lui Marley îl tulburase peste măsură. Ori de câte ori hotărâ în sinea sa după o cercetare temeinică, cum că totul fusese un vis, mintea îi zbura din nou precum un arc mare liberat de supresiune de unde plecase pentru a o lua de la capăt, a fost sau nu un vis. Scruci zăcu în această stare până când orologiul bătu încă trei sferturi de ceas, când își aminti fulgerător că fantoma îl prevenise în legătură cu o vizită la vremea orei 1. Se hotărâ să stea treaz în pat până la trecerea orei și având în vedere că nici nu mai putea să doarmă, la fel de bine cum nu putea nici să ajungă în rai, probabil că era cea mai înțeleaptă hotărâre ce-i stătea în putere. Ultimul sfert trecu atât de anevoios încât ajunse la convingerea că probabil a ațipit fără să-și dea seama și nu a auzit ceasul. Într-un final, sunetul izbucni în urechile lui ciulite. Ding, dong. A trecut un sfert, zise scruci socotind. Ding, dong. Jumătate, rosti scruci. Ding, dong. Fără un sfert, spuse scruci. Ding, – Dong! – ora întreagă, zise Scruci triumfător, și nu s-a întâmplat nimic. Vorbi înaintea bătăii clopotului care se auzi vestind ceasul unu, profund, leneș, găunos și melancolic. Într-o clipă, odaia fu inundată de lumină, iar draperiile patului trase. – Vă spun, o mână de du la o parte draperiile de la pat! – nu draperiile de la picioarele sale, nu draperiile din spate, ci pe cele din dreptul chipului său. Draperiile patului fură trase, iar Scrooge, aflându-se pe jumătate culcat, se trezi față în față cu musafirul supranatural care le trăsese, tot atât de aproape pe cât mă aflu eu acum față de voi, când sufletul meu vă este alături. Era un personaj asemenea unui copil și totuși nu arăta ca un copil, ci ca un bătrân, văzut prin mișloace supranaturale care dădeau impresia că se retrage din calea privirii și că e micșorat la proporțiile unui copil. Părul său, care îi cobora pe ceafă și mai jos pe spate, era alb ca al unui bătrân și cu toate acestea chipul nu avea niciun rid, iar pielea emana cea mai delicată prospețime. Brațele erau foarte lungi și puternice, palmele la fel, sugerând că strânsoarea lor ar fi avut o forță ieșită din comun. Picioarele de formă delicată erau asemenea mâinilor dezgolite. Era îmbrăcat cu o tunică de albul cel mai pur, iar în talie avea o cingătoare sclipitoare de o minunată splendoare. În mână ținea o rămurică proaspătă de brad și, ca singură contradicție cu acel simbol hibernal, veșmântul îi era decorat cu flori de vară. Însă cel mai bizar lucru era că din creștetul capului său țâșnea un șuvoi limpede și strălucitor de lumină, dezvăluind totul în jur și care era neîndoielnic motivul pentru a folosi în momentele de plictiseală o tichie pe post de stingător pe care acum o ținea sub braț. Totuși, pe măsură ce Scruj se uita cu atenție la apariție, nici chiar asta nu părea cea mai stranie trăsătură a sa. Cingătoarea scăpăra și strălucea când într-o parte, când în alta, și ceea ce era luminos într-o clipă, într-alta era întunecat, și făcea ca însăși silueta să fie mai deslușită sau mai neclară. Ba era ceva cu un singur braț, ba avea doar un picior, ba douăzeci de picioare, ba era o pereche de picioare fără cap, ba chiar un cap fără trup părți care, așa cum se topiau nu prindeau niciodată contur în bezna deasă în care se pierdeau. Și chiar în vreme ce se întâmpla această minunăție, musafirul se înfățișă vederii mai limpede și mai clar ca oricând. Tu ești spiritul, domnule, a cărui venire mi-a fost prevestită?" întrebă Scrooge. Eu sunt." Vocea era caldă și blândă, bizar de fragilă, ca și cum în loc să fie atât de aproape de el, ar fi fost hăt departe. Cine ești și ce menire ai, ceru Scrooge să știe, sunt spiritul Crăciunului trecut. Trecut de mult, îl iscodi Scrooge atent la statura pitică a apariției. Nu, al trecutului tău. Dacă ar fi fost întrebat, probabil că Scrooge nu ar fi putut spune nimănui de ce, însă avea o dorință aprigă de a-l vedea pe spirit cu tichia pe cap, așa că îl rugă să se acopere. Poftim, exclamă fantoma. Așa de curând vrei să oprești cu mâinile ți lumești lumina ce-o răspândesc? Nu este oare suficient că ești unul dintre cei ale căror patimi au făurit această tichie și m-au silit să o port îndesată pe cap atâta amar de ani? Scruci tăgădui cu smerenie orice intenție de a jigni sau de a fi pus vreodată în viața lui intenționat tichia spiritului, apoi îndrăzni să-l întrebe ce treburi l-au adus acolo. Fericirea ta, zise fantoma. Scrooge îi comunică faptul că este recunoscător, însă îi fu imposibil să nu se gândească la faptul că o noapte de odihnă sănătoasă ar fi fost mult mai prielnică acestui țel. Trebuie că spiritul i-a auzit gândurile, căci spuse imediat. Prea bine atunci, ține seamă. În timp ce rostia aceste cuvinte, își ridică mâna puternică și îl prinse ușor de braț. Ridică-te și hai cu mine, ar fi fost fără folos ca Scruci să se vaite că vremea și ora erau nepotrivite pentru plimbări pe jos, că patul era călduț, iar mercurul termometrului scăzuse de mult sub punctul de îngheț, că era îmbrăcat subțire, așa în papuci halat și scufie de noapte, și că era deja căptușit cu o răceală. Nu putea rezista prin sorii, deși era blândă ca unei mâini de femeie. Se ridică, însă, înțelegând că fantoma se îndrepta către fereastră. Oprinse de strai într-un gest de implorare. Sunt muritor, protestă Scrooge, și aș putea să cad. Nu e nevoie decât să pun mâna aici, zise spiritul, așezând-o în dreptul inimii lui, și vei fi mai presus de asta. În timp ce rostea cuvintele, cei doi trecură prin perete și ajunseră pe un drum de țară, mărginit de o parte și de alta de câmpuri. Orașul dispăruse cu totul. Nu se mai vedea nici urmă de el. Întunericul și ceața pierise și ele odată cu orașul, întrucât era o zi senină, geroasă de iarnă, cu zăpata așternută peste tot. Dumnezeule, zise Scrooge împreunându-și mâinile, pe măsură ce privea în jur, aici am crescut, aici am copilărit. Spiritul îl privi cu blândețe. Atingerea lui gingașă, deși ușoară și fulgerătoare, încă părea prezentă în simțirea bătrânului. O mie de mirezme pluteau în aer, fiecare dintre ele fiind legată de alte o mie de gânduri, speranțe, bucurii și griji de mult, tare de mult uitate. Buzele îți tremură, zise duhul. Și ce acolo pe obrazul tău? Scruci bolborosi cu o voce neobișnuită că e un coș, după care imploră fantoma să-l ducă acolo unde avea de gând. Îți aduce aminte drumul? întrebă spiritul. Dacă mi-aduc aminte, rosti scrugi înflăcărat. Aș putea să merg pe aici cu ochii închiși. Ciudat că l-ai uitat atâția ani, remarcă spiritul, să merge mai departe. Merseră pe drum în timp ce Scrooge recunoștea fiecare poartă, copac și stâlp, până când de în depărtare apăru un mic târg cu podul, biserica și râul șerpuit. Văzură niște ponei zburliți îndreptându-se spre ei, ducând în spate câțiva băieți care îi strigau pe alții de seama lor, aflați în șarete și căruțe mânate de țărani. Băieții erau deosebit de voioși, strigau unii la alții, până ce câmpiile se umplură de muzica lor veselă, făcând până și aerul înghețat să râdă. Nu sunt decât umbre ale lucrurilor care au fost," zise spiritul. Ele știu că ne aflăm aici." Boioșii călători se apropiară și, în timp ce înaintau, scrugele rosti numele și îi strigă pe toți. De ce era atât de vesel doar la simpla lor vedere? De ce ochii lui reci străluceau, iar inima îi tresălta în timp ce micuții treceau pe lângă el? De ce fună pădit de bucurie când îi auzi, urându-și Crăciun fericit unii altora, în timp ce se despărțeau la răscrucile de drumuri, fiecare pornind spre casa lui? Ce însemna Crăciun fericit pentru Scrooge? Rușine Crăciunului fericit! Ce bine îi făcuse Crăciunul lui Scrooge? Școala nu e cu totul pustie, spuse fantoma. Un copil singur, uitat de prieteni, a rămas acolo. Scrooge răspunse că știa și suspină. Părăsiră drumul principal luând-o pe o alee de care își aducea bine aminte și în scurt timp se apropiară de o clădire mohorâtă din cărămidă roșie, pe acoperișul căreia se înălța o cupolă cu o giruetă în formă de cocoș de care atârna un clopoțel. Era o casă mare, dar ajunsă în ruină, întrucât birourile spațioase erau uzate, avea pereții umezi și acoperiți de mucegai, geamurile sparte, iar porțile căzute. În grajduri cloncăneau și se plimbau de colo-colo păsări, iar șoproanele pentru trăsuri și șurile erau năpădite de buruieni. Pe deasupra nimic dinăuntru nu amintea de starea ei de odinioară, căci intrând în holul mohorât și privind prin ușile deschise ale numeroaselor încăperi, le găsiră sărăcăcios mobilate, reci și imense. În aer plutea un iz de pământ, o goliciune înfrigurată a locului, care se lega cumva de prea multe treziri dimineața la lumina lumânării și fără cine știe ce de mâncare. Cei doi, fantoma și scruci, pășiră pe hol către o ușă din spatele casei. Aceasta se deschise înaintea lor și se ivi o lungă încăpere goală, posomorâtă, care părea și mai pustie din cauza liniilor trasate de scândurile drepte ale șirurilor de bănci. Într-una dintre bănci, un băiat citea singur lângă un foc plăpând. Scruci se așeză într-o bancă și începu să plângă la vederea acestei sărmane ființe uitate. Ecoul tăinuit al casei, scârțâiturile și încăierarea unor șoareși din spatele tablei de scris, picăturile de la ceșmeaua pe jumătate înghețată din curtea mohorâtă din spate, suspinul ramurilor despuiate de frunze ale unui plop abătut și legănarea trândavă a ușii unui depozit părăsit, trosnetele focului, toate îi înmuiară inima lui Scruci, făcând loc lacrimilor. Spiritul îl atinse pe braț și făcu un semn către sinele lui mai tânăr, absorbit de lectură. Deodată, afară, lângă fereastră, apăru un bărbat în straie străine, minunat de real și deslușit, cu o secure prinsă la cingătoare și ducând de căpăstru un măgar încărcat cu lemne. Hei, e Ali Baba!" exclamă Scruge încântat. Bătrânul cinstit, dragul de Ali Baba!" Da, da, știu!" Într-un an de Crăciun, când acel băiat singuratic a fost lăsat singur aici, chiar a venit pentru prima dată, pur și simplu, bietul băiat. Și Valentin, zise Scruge, și fratele lui mai mare, Orson, iată -i, și cum îi zice, cel care a fost pus în sertarele lui, în vreme ce dormea la poarta Damascului. Nu-l vezi? Iar rândașul sultanului întors cu sus în jos de către duhuri, iată-l cum stă în cap, așa-i trebuie, ce mă bucur, ce treabă avea el să se însoare cu prințesa? Cu siguranță ar fi fost surprinzător pentru tovară și săi de afaceri din oraș să l audă pe Scrooge vorbind deschis și cu toată seriozitatea de care era în stare despre astfel de subiecte, pe o voce cu totul neobișnuită, între râs și plâns, și să-i vadă fața însuflețită și emoționată. Uite și papagalul!" strigă Scrooge, Corpul verde și coada galbenă, cu ceva ce seamănă cu o salată în creștetul capului. Iată-l!" Sărmane Robinson Crusoe, l-a strigat el când se întorsese acasă după ce înconjurase insula cu barca. Sărmane, Robinson Crusoe, unde ai fost, Robinson Crusoe? Bărbatul a crezut că visează, însă nu era așa. Papagalul chiar îi vorbea. Și iată și pe vineri, fugind în micul golf pentru a se salva. Hei! Hei yo! Alo! Apoi o schimbare grabnică cu totul străină firisale obișnuite, compătimindu-și sinele de odinioară, zise... Vietul băiat, și plânse din nou. Aș vrea, murmură Scrooge, vârându-și mâna în buzunar și privind în jurul său, după ce se șterse la ochi cu scufia. Dar a cui prea târziu? Ce s-a întâmplat? întrebă spiritul. Nimic, răspunse Scrooge, nimic. Era un băiat care venise aseară la ușa mea cu colindul. Aș vrea să-i fi dat ceva, atâta tot. Fantoma zâmbi îngăduitor și și flutură mâna zicând întocmai: „Să vedem un alt crăciun.” Pe măsură ce duhul rostia aceste vorbe, Micul Scruci crescu, iar odaia deveni ceva mai întunecată și mai murdară. Panourile de pe pereți se micșorară, geamurile crăpară, bucăți de tencuială se desprinseră de din tavan, așa încât acum se puteau vedea scândurile goale. însă Scruci nu știa mai mult decât voi cum de apăruseră toate astea. Știa numai că e cât se poate de adevărat, că totul se petrecuse în tocmai, că el se afla acolo, din nou singur, în vreme ce toți ceilalți băieți plecaseră acasă pentru a-și petrece vese la vacanță. Acum nu mai citea, ci doar se plimba în sus și în jos desnădăjduit. Scruș se uita la spirit și, scuturând trist din cap, privine liniștit spre ușă. Aceasta se deschise. În încăpere se repezi o fetiță mult mai mică decât băiatul, și încleștându-și brațele pe după gâtul lui și acoperindu-l cu sărutări, îi se adresă cu frate drag. Am venit să te iau acasă, iubite frate, rosti copil abătând din palmele mici și aplecându-se în față pentru a râde. Să te iau acasă, acasă, acasă. Acasă, micuță fren, întrebă băiatul. Da, zise copila plină de voioșie, acasă, definitiv, acasă pentru totdeauna, Tata este mult mai înțelegător decât era înainte. Acasă este ca în rai. Mi-a vorbit atât de plând într-o binecuvântată seară când mă duceam la culcare, încât nu mi-a fost teamă să-l întreb încă o dată dacă ai putea să te întorci acasă. A zis că da, trebuie să te întorci acasă și m-a trimis cu o trăsură să te aduc. Ești pe cale să devii bărbat," zise copila deschizându-și ochii, și să nu mai revii aici niciodată." Dar mai întâi de toate vom fi împreună cât e Crăciunul de lung și vom petrece cele mai fericite momente din lume. Ești o femeiușcă pe cinste, micuță Fran, exclamă băiatul. Ea bătu din palme și râse, încercând să-l mângâie pe cap. Însă era prea mică, râse din nou și se ridică pe vârfurile picioarelor pentru a-l îmbrățișa. Apoi începu să-l tragă după ea cu nerăbdare copilărească înspre ușă, iar el, fără să se împotrivească, o urmă. O voce îngrozitoare de pe hol strigă. Aduceți jos bagajul conașului Scrooge! Iar pe hol apărut directorul școlii în persoană, care îi aruncă o căutătură feroce conașului Scrooge și, dând mâna cu el, îl sperie îngrozitor. Apoi îi conduse pe el și pe sora lui în cel mai vechi salonaj din câte s-au văzut, înghețat pe deasupra, unde hărțile de pe pereți și globurile pământești și celeste din ferestre erau lucioase din cauza frigului. Aici scoase la iveală o carafă cu un vin ciudat de slab și o bucată de prăjitură bizar de tare și le dădu copiilor din acele bunătăți. În același timp, trimise un slujitor slăbănoc să ofere un pahar de ceva surugiului diligenței, care răspunse că mulțumește domnului, însă dacă era aceeași băutură de butoi pe care o degustase și mai devreme, ar prefera să nu mai bea. După ce cufărul cunașului Scruci fu urcat și legat bine pe diligență, copiii îi urară directorului toate cele bune și, urcând, plecară vesel pe alea grădinii, roțile grăbite zvârlind chiciura și zăpada de pe frunzele negrite ale plantelor perene. Întotdeauna a fost o ființă delicată, pe care ar fi doborât-o chiar și o adiere de vânt, zise duhul. Dar cu un suflet atât de mare, da, într-adevăr, oftă Scruj. ai dreptate. Nu o să te contrazic, spirite, Doamne ferește! A murit când ajunsese femeie în toată firea, zise fantoma, și a avut copii, dacă nu mă înșel. Unul singur, răspunse Scrooge. Așa-i, spuse spiritul, pe nepotul dumitale. Scrooge părutul tulburat și răspunse scurt. Da, Deși abia lăsase rășcoala în urmă, se aflau acum pe străzile aglomerate ale unui oraș, pline de trecători fantomatici care mergeau de colo-colo, unde trăsuri și calești ca niște umbre se chinuiau să răzbată în agitația și tumultul specific. Din vitrinele magazinelor se vedea limpede că și aici venise vremea Crăciunului, însă de data asta era seară, iar străzile erau luminate.